Prin harul Domnului am ajuns la a 10-a și ultima lecție din Cartea Daniel, intitulată Împărăția Eternă a Sfinților. Și pentru început îmi amintesc de cuvintele lui Dariu, care a spus, de fapt a dat un decret. Eu parafrazez cuvintele sale din 6:26, el a zis, poruncesc, eu zic, îndemn, ca în toată întinderea împărăției mele și eu spun pe oriunde este auzit acest mesaj, oamenii să se teamă, să înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, că cel este Dumnezeu cel viu și îl denuiește veșnic, că împărăția lui nu va fi nimicită niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. Amin. Să dea Domnul har tuturor să ajungă în această împărăție eternă a Sfinților. Ea va fi instaurată la încheierea acestui veac și trecerea în veacul viitor. Spune Cartea Sfântă aici, în Daniel, în capitolul 7, versetul 17, despre împărați care se vor ridica și vor cădea unul după altul, dar scrie în 18 apoi, Sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Domnul Iisus Hristos spunea, când a fost întrebat de Saducheii cu privire la ipostazele învierii, citez Luca 20 de la versetul 34, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor și de vrednici cei morți nu se vor însura, nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngeri și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Cine va avea drept să intre în împărăția eternității? Ce știm despre natura și caracteristicile acelei împărății? Pentru a ne deschide în fața acestui subiect, răspunzând întrebării cine va avea drept, vă amintesc cuvintele Domnului din Matei, capitolul 7, versetul 21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și spune ceva foarte dureros. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, noi am activat. Și Domnul le va spune, nu ați trăit după principiile sfinte, ați lucrat fără de lege. Și dă un exemplu cu două case, una care s-a prăbușit și alta care a rămas în picioare. Deci cine rămâne? Unii doar. Cine va intra în împărăția cerurilor? Cât privește natura acelei împărății, să ne rugăm Domnului să putem pricepe, așa cum scrie la Efeseni, la capitolul 1, așa cum se ruga apostolul, să ni se lumineze ochii inimii, versetul 18, să pricepem care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Și să înțelegem că Domnul Iisus Hristos este așezat, scrie versetul 21, aici mai sus de orice domnie, stăpânire, putere de gătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Da, și când ne gândim la măreția Lui și la relația noastră cu El, așa cum scrie și în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, acum suntem copii al Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este, ne dăm seama ce perspectivă măreață și binecuvântată. Am împărțit lecția aceasta în trei părți. Prima parte, proiectul sau planul divin. A doua, prezentarea acestei împărății. Și a treia, o trecere în revistă a participanților, a celor ce vor compune împărăția. În primul rând, referitor la planul divin, Scriptura spune că Dumnezeu este un suveran absolut, El domnește din veșnicii. Așa cum a fost nevoit Nebucadnețar să recunoască pe pielea lui,
Scrie în capitolul 4 al cărții Daniel, versetul 3. A zis regele despre Dumnezeu: cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui denuiește din neam în neam. Versul 17. Cât despre ceea ce s-a decis, hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străgerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel prea stăpânește peste împărăția oamenilor, dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Așa s-a întâmplat cu el și profetul i-a spus, versetul 25, până vei cunoaște că cel prea stăpânește peste împărăția oamenilor. Și până când vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. Deci Dumnezeu și acum este împărat și are împărăție. Dar proiectul divin a permis pentru o vreme o stăpânire diabolică pe pământ și o succesiune de împărați pământești, care vor culmina cu o stăpânire a păcătoșilor sub cea mai puternică posesiune demonică, motiv pentru care Dumnezeu va fi deplin determinat să stopeze acest sistem blestemat. Zilele acestea am citit un articol despre o imagine monstruoasă afișată de Biserica Islandei, în care Domnul Iisus Hristos este asociat cu întreaga agendă progresistă de astăzi. Și mi-am amintit de cele scrise în Daniel, am vorbit noi în lecțiile trecute, că la sfârșit oamenii vor spune hule nemauzite împotriva lui Dumnezeu. Cred că sunt chestiuni fără precedent și toate astea ne fac să ne gândim tot mai intens că sfârșitul este aproape. În Daniel capitolul 2 este scris despre succesiunea acestor împărății care s-au crezut puternice, scris de la versetul 39, despre o împărăție, 40, o alta, caracterizate în structura lor, în puterea lor. Dar toate acestea sunt doar pentru o vreme, pentru că spunea Petru sub inspirația Duhului, citesc din Fapte capitolul 3 de la versetul 19, să ne pocăim ca să vină de la Domn vremea din înviorare și să trimite pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroși din vechime. Deci acum sunt lucrurile neașezate, Dumnezeu încă le-a lăsat într-o derulare. Până când, așa cum scrie în Daniel capitolul 8, versetul 23, oamenii, de fapt, diavolul, va fi dovedit pe deplin vinovat la sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiurilor. Iată până unde va permite Dumnezeu. Dar scrie în Apocalipsa 11 că acestea au un capăt, versetul 15. Îngerul a șaptea suna în trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâini Domnului și a Hristosului său și El va împărăți în vecii vecilor. Versetul 17. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Da, deci Dumnezeu are toată puterea, dar a permis derularea acestor lucrări cu scopuri bine precizate pe care le pricepem noi în parte. Această împărăție a fost pregătită în proiectul divin înainte de creația terestră și anunțată prin multe mesaje profetice, dovadă clară a derulării proiectului divin în toate etapele lui. Citam adineaori din capitolul 2 din Daniel despre succesiunea împărăților pământești și scrie apoi în versetul 44: dar în vremea acestor împărați, Dumnezeu cerul va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Mărit să fie împăratul și binecuvântată să fie împărăția care vine. Da,
Spuneam că acest proiect a fost conceput din timp. Cum scrie la Efeseni, capitolul 1, de la versetul 4, când Domnul Iisus, Dumnezeu, ne-a ales înainte întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în preiubitul Lui, binecuvântat să fie în veci. Deci, planul veșnic al lui Dumnezeu are ca scop instaurarea unei împărății eterne la o vreme dinainte fixată, a cărei stabilitate va fi asigurată de componenta principală a naturii divine, adică sfințenia. Aici va fi bătălia. Cine câștigă, sfințenia sau păcatul? Scrie în Daniel la capitolul 7, el 21, că această fiară care, așa cum am spus, hulește pe Dumnezeu, face război sfinților. Versetul 22, până când a venit cel îmbătrânit de zile, a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Și 27 citim. Dar domnia și stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutindeni sub cerul se va da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Dar asta la vremea potrivită. Domnul anunța că este aproape, dar este un moment anume, după cum scrie la 1 Timotei 6 cu versetul 15, că descoperirea, arătarea Domnului va fi făcută la vremea ei, de fericitul și singurul stăpânitor, că ceilalți nu sunt stăpânitori, din moment ce își pierd pe rând tronurile, împăratul împăraților și domnul domnilor. El are, scrie în versetul următor, puterea veșnică. În Evrei, de asemenea, citim în capitolul 12 că lucrurile care sunt acum se clatină și se face deosebirea dintre cele ce se clatină și nu rămân și cele care rămân, scrie versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitor, să aducem astfel Dumnezeu în chinare plăcută cu evlavie și cu cinste, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Adă, Doamne, împărăția Ta, cum ne-ai învățat să ne rugăm. Iată acum o scurtă prezentare a împărăției eterne a sfinților. Va fi o guvernare divină absolută, realizată de un fiu al omului numit în Daniel, de Sfântul Sfinților, o altă prezentare a Domnului în această carte. El va aduce totul sub autoritatea lui Dumnezeu, prin actul mântuirii, al guvernării sale. Citim Daniel 7, versetele 13 și 14. M-am uitat în timpul vederilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenii în toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. 27, partea finală. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. 9:24. Aici este referința cu datele necesare despre Sfântul Sfinților, uns, mandatat pentru această lucrare. Domnul și-a asigurat ucenicii despre biruința acestui proiect
Și le-a spus, citez capitolul 22 din Luca, versetele 29 și 30, de aceea vă pregătesc împărăția. După cum tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaunul de domnie ca să judecați pe cele 12 seminții ale lui Israel. Iar un alt text foarte bogat este cel din 1 Corinteni, capitolul 15, unde ni se scrie despre felul în care Domnul Iisus Hristos va ajunge să controleze totul, să readucă totul în ordine, în așa fel încât împărăția lui Dumnezeu să poată fi instaurată în plinătatea ei. 1 Corinteni 15, citesc 24. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie ca să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, când a pus totul sub picioarele Lui, i-a supus, se înțelege, în afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Această supunere a Fiului în fața Tatălui, de fapt, este plăcerea Lui. Sau de aici rezultă că și gândirea Lui este întocmai ca a Tatălui și scopul Său a fost îndeplinit de a aduce pe toți în această gândire, în acest sistem, în armonia perfectă a Lui Dumnezeu, căci aceasta e viața veșnică, să-L cunoaștem pe El și să trăim în natura și atmosfera binecuvântata sa, în manifestările atributelor sale. Guvernarea sfinților va fi organizată după aceste principii, unde sfințenia primează, dragostea este natura acestor relații. De aceea sfinții s-au întrebat, cum zice și David în Psalmul 15, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Ce calități cauți Tu pentru cei ce vor să acceadă cu succes? Spune tot în Psalmul 93:5 că sfințenia este podoaba casei Domnului pentru eternitate. De aceea să știm ce principii guvernează acolo, să ne înscriem de acum în aceste stări binecuvântate, cum scrie în Isaia 33, de la versetul 14, păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin toarcere, cel ce își trage mâini înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge, și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Da, despre Daniel este scris în mod repetat în cartea sa, așa a fost perceput el. Citesc din 4:8, s-a spus că are Duhul Dumnezeilor celor sfinți, 4:9, 5:11, Duhul Dumnezeilor celor sfinți, pentru că Duhul lui Dumnezeu va guverna acolo totul, un Duh Sfânt, un Duh din care izvorăsc ceea ce avem noi scris în Galateni 5:22-23, roada Duhului. Doar că din frânarea poftelor, cred eu, nu va mai fi nevoie acolo, că nu va mai fi ispitirea poftelor. Va fi o altă natură. Tot în ce privește repartizarea
adică prezentarea în ce privește felul în care vor fi fartizați sfinții, trebuie să știm că activitatea efectuată în veacul acesta va conta pentru repartiția din veacul viitor. Deci, o viață sfântă permite accesul acolo. Evident, sfințirea s-a obținut prin Domnul Isus, se păstrează prin Duhul Sfânt, dar aportul nostru este absolut necesar. Noi nu suntem robotizați și nu suntem duși în rai cu deasila. În cartea Daniel, la sfârșit, este scris în capitolul 12, versetul 3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănite vor străluci castelele în veac și în veci de veci. Apostolul Pavel explică în 1 Corinteni 15 că se deosebesc stelele între ele în strălucire și se vor deosebi sfinții în răsplătire. Și lui Daniel îi spune aici în versetul 13, iar tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor, pentru că fiecare își primește răsplata. După cum spunea și Domnul Isus în cuvântările sale, citesc Matei 16 de la versetul 27, cu referire la vremea aceea, să ne fie asta foarte clar, ca să nu lenevim. Va răsplăti fiecare după faptele lui și după activitatea lui. Da, asta atunci când vom vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Atunci, după cum scrie în pilda polilor, pilda talanților, se va spune: vino slugă bună și credincioasă. Dumnezeu are niște calcule minuțioase, nu se pierde un pahar de apă. La Dumnezeu se are în vedere ce are cineva, nu ce n-are, gândind la văduva săracă. Darurile care le-a primit, cunoașterea ce a avut-o, toate, toate sunt calculate mult mai bine decât într-o antecalculație a unui cost, a unui salar. Dumnezeu este desăvârșit în toate. El a creat constelații imense, dar totuși El a creat și substructuri invizibile ale unor entități ce compun ființa umană, ce încă nu pot fi cunoscute nici în dimensiunea cea mare, nici în dimensiunea cea mică a felului în care Dumnezeu lucrează. Mare este Dumnezeu. Nu-l înțelegem noi pe deplin, dar încât ne este dat, pricepem că această stăpânire eternă va fi întru tot un voi a lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Va fi o organizare, o răsplătire. Fiecare va fi așezat la locul ce îi se cuvine, după capacitate, după proiectele sfinte, cum știți că voiau doi să fie așezați, unul la dreapta, altul la stânga, și Domnul și-a spus că sunt lucruri rânduite, dar în același timp se ține cont și de paharul care l-ai avut de băut, de slujba care ai avut-o, de felul în care ți-ai desfășurat activitatea. Dacă am înțelege noi nu doar măreția divină, ci și rolul vieții acesteia, mi-este foarte milă. Uneori ajung până la indignare când văd cum unii își irosesc viața și unii își irosesc șansa mântuirii. Am putea să trăim mult mai cu folos spre slava lui Dumnezeu, câștigul este etern, tot ceea ce facem este pentru noi, este în interesul nostru. Am ajuns la cea de-a treia parte a lecției noastre, participanții. Cred că sunt trei categorii. Divinitatea. Scriptura ne prezintă pe Tatăl în autoritate absolută, dar
potrivit cu meritele Domnului Iisus Hristos, scrie în Apocalipsa 5 că îi se aduce și lui, versetul 13, celui ce de pe scaunul de domnie și al mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. El este singurul stăpânitor și va rămâne Dumnezeu pentru eternitate. Noi nu îl putem pricepe în dimensiunea actuală suficient pe Dumnezeu. Cum adică cerurile celor nu îl pot cuprinde? Cum este el din veșnicie? Nu înțelegem. Dar e suficient cât cunoaștem pentru a putea crede, pentru a-l iubi și a-l sluji. A doua categorie de participanți sunt îngerii numiți în Scripturi aleși. Și ținând cont de stăpânirea divină și apoi de îngeri, vă citesc 1 Timotei, capitolul 5, versetul 21. Te rog fierbinte, aici este atmosfera cerului, a împărăției, înaintea lui Hristos Iisus. Deci mai întâi înaintea lui Dumnezeu, apoi înaintea lui Hristos Iisus și apoi înaintea îngerilor aleși. Să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Și de asemenea scrie în 2 Timotei 4 cu 1, din nou înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, având în vedere împărăția sa, arătarea veacului viitor. Sunt numiți în mod frecvent în Scripturi, în mod deosebit în cuvintele Domnului Iisus, îngerii ca sfinții. În Matei 25 cu 31 scrie așa: când va veni în slava sa cu toți sfinții îngeri, oare demonii și ei îngeri căzuți, cum vor privi? Sau ei deja știu de acum cum arată diferența asta? Îngerii se numesc, citesc din Apocalipsa 19 cu 10 și din 22 cu 9, slujitori împreună cu noi. Așa i-a spus lui Ioan: eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, deci îngerii nu sunt pentru a primi închinare. 22 cu 9, când Ioan a vrut să se închine, a zis: ferește să faci una ca asta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci, cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. De altfel am citit din Luca 20 că vom fi ca îngerii, dar consider că e bine, e normal să spun că ei sunt o categorie aparte, cel puțin ca și drept de intrare în această împărăție. Ca și preexistență, noi suntem oameni, ei au fost îngeri dintotdeauna. A treia categorie, oamenii sfinți, cei mântuiți dintre evrei și toate neamurile pământului, care au intrat pe calea asta, cum scrie în Isaia 35:8, că nebunii nu se rătăcesc, dar numai sfinții pot să meargă pe ea. Așa am citit Daniel 7:18, că sfinții ei vor primi împărăția. Și Domnul spunea, Matei 11:22, că a venit vremea, dacă înainte era o preselecție pentru evrei, acum 11:12, nu cu 22, scrie: din zilul Ioan Botezătorul până acum împărăția se ia cu năvala și cei ce dau năvala pun mâna pe ea. Să fim printre ei, să ne grăbim. Scrie apoi în Matei 13 ceva interesant, că unii zici că nu zăresc ușa și alții nu vor să intre pe ea. Matei 13:11, Iisus le-a zis: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerului, a lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are se va lua și ce are. De ce, Doamne? Explică în continuare că se fac ori prin faptul că nu vor să vadă adevărul, nu vor să asculte. Și ca atare Domnul îi împietrește și, cum scrie și în Luca 7, vor zărândi pentru ei planul lui Dumnezeu, că numai sfinții intră acolo. Să fim așadar atenți,
Scrie în Matei 25 că cei ce au făcut bine unor neînsemnați au avut o atitudine de milă, de dragoste, de bunăvoință, pe când celorlalți li se spune că nu au avut acestea manifestări și ei au spus că nu și-au dat seama. Deci există niște criterii foarte clare în a se deosebi cine intră și cine nu intră, cine crede și cine nu crede, cine împlinește și cine nu împlinește. Cine acceptă să fie născut din nou. Știți, ucenicii au întrebat Matei 18:1, cine e mai mare? Și Domnul le-a răspuns cum se cuvine, nu întâi cine e mai mare, întâi cine intră. Adică întâi e nașterea din nou și apoi este creșterea, să vedem care este mai mare. Să mulțumim Domnului dacă am avut parte de acest har, să rămânem în smerenie, să nu-l zădărnicim, să ne bucurăm căci așa cum scrie în Efeseni, la capitolul 2, versetul 19, nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, răscumpărați, cum scrie în Apocalipsa 5 cu 10, din tot pământul pentru a împărăți. Ce frumos! Așadar, în rai, ca și în imaginile lui Ioan din Apocalipsa, atracția este tronul, totul se învârte în jurul tronului. Este acolo o atmosferă îngerească și se adaugă mântuiții, au și ei loc rezervat, în jurul tronului, în fața tronului, pe o mare de sticlă, așa cum sunt văzuți în Apocalipsa 15, și toți împreună, într-o atmosferă binecuvântată, îl laudă pe Dumnezeu. În Apocalipsa sunt prezentate mereu activități de proclamare a lui Dumnezeu, de închinare. Dar în alte părți a Scripturii ne sunt prezentate și alte activități de administrare a cosmosului, așa cum se realizează în prezent prin îngerii rămași fideli Domnului. Deci atât participanții cât și activitatea vor fi depline și măreții binecuvântări. Să fim între cei care așteaptă împărăția, cum sunt nominalizați bărbați sau femei care și-o doreau. Domnul, prin pildele frecvente rostite despre împărăție, a vrut să-i magnetizeze și le spunea împărăția celor se aseamnă cu o nuntă, cu o comoară. Ea nu poate fi percepută pe deplin. Apostolul Pavel a fost răpit și a spus, scrie în 2 Corinteni 12, că nu pot fi descrise acele realități. Un vas al Domnului, un proroc, a avut o descoperire prin alt proroc că va avea parte de o descoperire cerească ce îi va fi foarte greu să o descrie. Și s-a întâmplat la scurtă vreme că i s-a arătat o cetate, o mireasă, ceva ce nu putea fi descris. Și apoi și-a amintit, pentru că dimensiunea noastră e foarte limitată, gândirea noastră, nu doar că este afectată și trebuie tot timpul să veghem, dar este mărginită. Însă încât putem să vedem, să întrezărim și ne mai lasă Domnul câte o fereastră deschisă, câte o lumină, cum avem noi o cântare, dacă o clipă cu el e o uimire, ce va fi, ce va fi în veșnicii? În încheierea acestei lecții și a întregului studiu din Cartea Daniel, care, așa cum ați observat, nu își propune calcule, nu vreau să îndepășesc limitele chemării mele, a avut doar menirea să ne apropie de Dumnezeu și de sfinți, de împărăția sa, să ne încredințeze că Dumnezeu este în control, că toate aceste lucruri, așa cum spunea și Domnul în Evanghelie despre sfârșit, trebuie să se întâmple, dar după aceea se va intra în linie dreaptă spre împărăția lui Dumnezeu și va rămânea linia dreaptă
cu semnul matematic plus infinit. Scopul suprem a tuturor celor ce vor să trăiască după principiile sfinte va fi împlinit în împărăția eternă a sfinților. Despre Daniel scrie în 1 cu 8 că s-a hotărât să nu se spurce. În 6 cu 4 scrie că spre bătrânețe nu i s-a găsit vină. Rezultă clar că și-a dorit să trăiască frumos. În împărăție îi va fi împlinită această dorință. Cei flămânși și însetați după neprihănire vor fi săturați. În finalul cărții Zaharia, care are de-a face, gândindu-ne la vremea când a trăit acest profet, nu doar cu reinstaurarea slujbilor sfinte și a poporului în țară, ci și cu sfârșitul, cu instaurarea deplină a poporului în țara sfântă, scrie în 14 cu 20, în ziua aceea va s-a scris până și pe zurgălăi cailor sfinți Domnului, sfinții Domnului. Și oal din casa Domnului vor fi ca potirile de jertfă pentru al altarului. Orice oal din Ierusalim și din Iuda va fi închinată Domnului oștirilor. Sunt niște imagini pe înțelesul lor care se referă la sfințenie absolută, dacă în Vechiul Testament numai pe frunte la marele preot scria sfințenie. Acum nu va fi punct unde să nu fie sfințenie. Asta pentru că ne-a dat Dumnezeu harul prin Domnul Iisus, cum scrie în Coloseni 1 cu 12 și 13, mulțumind Tatălui care v-a învrecit să aveți parte din moștenirea sfinților în lumină, în El, în Domnul, El ne-a izbăvit din sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Și în Apocalipsa 19, de la versetul 7, este scris: să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, adaugă versetul 9. Sfinții acolo vor fi satisfăcuți. Dar trebuie să facem mențiunea întreagă, o face și Apocalipsa, este notată și în cartea Daniel, cu diferențiere foarte clară, citesc 12 cu 10, pentru că așa va fi, mulți vor fi curățați, albiți și lămuriți, cerei vor face rău și niciun cer nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Deci sunt două categorii. Cei ce vor refuza să accepte sfințenia divină vor fi excluși, îndepărtați definitiv din toate favorurile divine. Apostolul Pavel spunea și o spunea în mod repetat, citez Galateni, capitolul 5, de la 19, și faptele firii pământești sunt cunoscute și le enumeră. Și în Chemi 21 vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În Apocalipsa sunt avertizări puternice. Aviz, dragii mei, scrie în 14 de la 9, că dacă se închine cineva fiare și icoanei ei și primește semnul pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turna neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinilor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noapte n-au odihnă. Ce se închină fiare și icoane și oricine primește semnul numelui ei? Sau cum spune la 2 Tesaloniceni, la capitolul 1, că vor avea ca și sentință ceea ce este foarte tragic, puțin spus dureros, o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Cartea Apocalipsa se încheie cu avertizări foarte clare. 21 cu 27, nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună și numai ce scrie în cartea vieții mielului. 22 cu versetul 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul, cel ce începe, cel ce a făcut planul și cel ce realizează. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Ce va fi acolo? Cât îmi doresc.
Afară sunt câinii vrăjitori, curvare, ucigași, închinători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dragii mei, vă mai chem odată la harul Sfințeniei Divine, care ne este atribuită, dar apoi trebuie să fie împărtășită de noi, să trăim frumos, haina albă o primim pe gratis, deși s-a plătit cel mai mare preț pentru ea, dar trebuie păstrată ca să o purtăm, pentru că va fi o haină care nu se va învechi, nu 40 de ani ca cele ale evreilor prin pustie, o haină, simbolic vorbind, ce va fi purtată pentru vecii vecilor. Este o cântare care spune: da, ziua cea mare groasnică va fi. Și în număr diferite categorii, părinți de copii se vor despărți, frați de surori se vor despărți și este un refren pe vecii vecilor. Deci, în împărăția eternă a sfinților, ori vom trăi pentru vecii vecilor, ori vom fi pedepsiți pentru vecii vecilor. Bunul Dumnezeu să fie și să rămână cu noi în toate, să ne dea îndurare și noi să o primim. Amin.